Felicit cele două organizații, M360 Group și România Durabilă, pentru această inițiativă de a avea o dezbatere, un pact pentru muncă în noua economie. Este nevoie de dezbatere, este nevoie ca toți factorii implicați să-și pună un punct de vedere, este nevoie ca toți să punem umărul pentru ca după această criză și în timpul acestei crize România să poată să meargă mai departe. Eu sunt optimist că vom reuși să ieși cu bine din această criză, sunt optimist că România va reuși și va învăța din această criză. Sunt optimist că România va învăța să-și reducă dependența de China și de statele non-europene, state care în momentul de față de a căror importul depinde nu numai România, ci și Uniunea Europeană, și sunt optimist că politica industrială românească va ține cont de acest lucru și va ajuta în principal producătorii români pentru a se putea dezvolta și a putea intra în competiție directă cu producătorii din alte state. Îmi doresc ca în România, în momentul de față și de acum încolo, să existe un cuvânt: consum românește, trăiesc românește. Îmi doresc ca România, ca în România, producătorii români să fie ajutați de statul român, iar cumpărătorii, iar românii, să consume în principal produse românești. Felicit pentru organizarea acestei conferințe și vă urez succes și cred cu tărie că numai împreună, dezbătând și punând cap la cap ideile fiecăruia, putem merge mai departe. Succes și felicitări!